Un srilankez a vrut să fugă cu 4.000 de euro furați de la un restaurant din București. Mamă, îți vine să și plângi și să și râzi la treaba asta. Bărbatul ăsta fusese angajat la Mesopotamia în Plața România din capitală, dar a fost concediat acum o lună. Pe 20 ianuarie la 1 noaptea, bărbatul de 35 de ani a intrat în incinta restaurantului de unde s-a chinuit ceva să scoată seiful metalic. Mă, un fel de Casa de Papel, dar mai de la noi, așa, că n-aveai cum să nu știi, să nu te gândești măcar că în locul în care este seiful este și o cameră de supraveghere care a înregistrat tot. În seif erau 19.600 de lei, adică vreo 4.000 de euro. Acum că a scos seiful de acolo, asta am înțeles. Dar cum l-a spart? Că a fost prins pe aeroportul Otopeni când voia să plece către Sri Lanka. O fi plecat cu tot cu seif de la o prins ăștia. Mă, nu vă supărați, ce aveți în bagaj? Păi, așa, o pereche de bluși, două perechi de chiloți, trei de șosete și seiful ăsta. Că dacă știa codul, ar fi scos din start banii de acolo. Sri Lankezul a fost săltat de poliție și reținut pentru 24 de ore, iar apoi judecătorii au decis măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. Deci omul n-a mai plecat nici la familie, nu s-a ales nici cu banii.